Din aceste imagini pare un incendiu real care trebuie stins urgent. Este, de fapt, un loc de joacă din capitală. Aici copiii experimentează diverse meserii. Pot fi pentru câteva minute sau câteva ore, atât cât vor, fie pompier, medic, polițist, curier sau casier. Și sunt doar câteva exemple. Să vedem dacă pacientul nostru mai bate inima, da? Să vedem cum se simte inima lui. Da? Prețul minim este de 100 de lei pentru copil în timpul săptămânii și de 60 de lei pentru părinte. Și de aici pornesc și restul de prețuri, pentru că la un bilet de all day deja crește puțin prețul și la cel de sărbători legale sau de weekend este mai mare. Pentru copiii cu vârsta de peste 7 ani, părinții pot să vină, să-i lase aici, semnează un act firește că ni-i lasă și copiii se pot juca în siguranță. O idee mai puțin costisitoare pentru ultimele zile de vacanță sunt parcurile de distracții. Temperaturile ridicate de afară i-au făcut pe bunici să își scoată nepoții la joacă. O variantă de distracție pentru cei mici este orășelul copiilor. În zilele libere care le-au mai rămas de vacanță se pot da în mașinuțele electrice, dar și în roata panoramică sau în trenuleț. Tot pentru el o să ne focuzăm. Vrem să-l ducem la Vulcanii Noroiești, că să profităm de temperaturile astea. Este sufletul nostru. Ce faceți? Ce program aveți aici în Orășel? Aici în Orășel plimbare, acum mergem să vedem dacă găsim gogoșele. În Brașov, singura grădină zoo de la noi, admisă în Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor, a devenit atracția principală a copiilor în primele zile ale anului. Căutăm locuri ca acestea ca să o atragă și pe ea, gen zoo, să mergem și la Râșnov, la Dinopark, să mai urcăm pe la, sus pe la Poiana Brașov. Noi iubim să ne odihnim activ, nu stăm în casă. Piscina a fost o altă alegere a familiilor în lipsa zăpezii. Când am ajuns nu era atât de aglomerat, acum este foarte plin. Ne bucurăm de apă și de familie, de timpul cu familia, că și vacanța noastră se termină imediat. Ținem cont că nu avem zăpadă în Brașov. Oamenii au venit la relaxare, la căldură, sunt 32 de grade în interior. Părinții se pot bucura împreună cu copiii de piscinele încălzite. Elevii se întorc la școală pe 8 ianuarie. Modulul 3 va avea 4, 5 sau 6 săptămâni de cursuri în funcție de județul în care învață copiii.